Doresc să citim doar două versete în seara aceasta. De mai multă vreme sunt frământat de un subiect pe care Domnul mi l-a pus pe inimă și am avut dificultate cu alegerea titlului. Până la urmă am alergat la cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 9 versetul 26 Cuvântul Domnului spune Eu deci alerg dar nu ca și cum naști încotro alerg Mă lupt cu pumnul dar nu ca unul care lovește în vânt Și apoi în 1 Ioan capitolul 2 versetul 11 Cuvântul spune, dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cu ajutorul Domnului în seara aceasta am să aduc un mesaj pe care l-am intitulat Încotro aleargă lumea, și încotro alergăm noi. Încotro alergă lumea și încotro alergăm noi. Răspunsul s-ar părea să fie simplu. Lumea alergă înspre iad și noi alergăm înspre rai. Am dorit așa să fie. Doamne, ajută. Dar este foarte important ca să vedem direcția în care aleargă lumea și nu cumva oamenii lui Dumnezeu să se alinieze în spatele lumii și să o ia după lume. Și noi să zicem așa face toată lumea, așa merge toată lumea. Săptămânile acestea, lunile acestea, în timp ce s-au întâmplat lucruri frumoase la nivel național și la Curtea Supremă, cum anunțam dimineață, totuși am observat că Societatea, lumea, țara este într-o stare de declin moral și spiritual uh, neașteptat. Și categoric, dacă Domnul nu vine să întrerupă cu trâmbița lui, să-și cheme Mireasa, biserica acasă, sau dacă Domnul nu produce o trezire supranaturală în lume, lucrurile se strică și mai mult. Și oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie atenți. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să stea pe metereze, pe zid. Unii ori învăț slujba ca și datoria unui general în armată, care studiază tactica de luptă a inamicului. Generalul unei armate trebuie să știe cum se pregătește inamicul de război, ce se întâmplă pe terenul lui, să-l studieze tactica, să știe ce se întâmplă, ca să-și informeze ofițerii și în final soldații să știe cum să se pregătească de război. De multe ori am fost pus în această situație și am zis, Doamne, dar... De ce trebuie să vorbesc despre lucrurile acestea așa de mult? Și de ce robii tăi, cum și dimineață, S-a întâmplat. Și mi-am dat seama că e Duhul Sfânt care călăuzește, robii Domnului, care se ridică aici și predică, fără ca să ne înțelegem. Dumnezeu vrea ca să auzim, să medităm, să ne rugăm și să ne păzim, fraților, să ne păzim și să nu ne trezim că din greșeală sau din neatenție poporului Dumnezeu sau Biserica o ia pe urmele lumii. Ca nu cumva copiii lui Dumnezeu să ajungă într-un final care nu-i pregătit pentru ei, e pregătit pentru slujitorii diavolului. Mai ales chiar ieri am citit un articol de la un scris de un pastor tânăr baptist care arăta 10 motive în articolul lui arăta 10 motive pentru care biserica din zilele noastre trebuie să accepte în rândul ei și trebuie să cadă de acord cu stilul de viață care este acceptat acum în societate. Și a făcut referință în articol de mai multe ori la LGBTQ+, LGBTQ, care trebuie să fie adunat și strâns în biserică, pentru că așa a făcut și Hristos, a adunat oamenii de la marginea societății, s-a gândit la oamenii pierduți și noi trebuie să facem același lucru și a arătat 10 motive pentru care biserica lui Hristos trebuie un păstor în America. Și am zis, oare câte lume citește articolul? Eu l-am citit ca să văd ce se întâmplă în biserici care o iau după lume, că dacă lumea a pornit în direcția asta. Sunt și biserici care o iau după lume. Și am zis, vreau să văd cum gândesc. Și am citit articolul. Și am văzut că în articol n-a făcut nicio referință la Biblie. Niciun verset din Biblie. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu. Dar a făcut referință la scholars, la teologi, la doctori, la psihologi, la oameni experți în domeniu. Peste tot, arăta cum oamenii cu minte, oamenii deștepți din lumea asta, sunt de acord și ne încurajează. Și eu fierbeam, citind, fierbeam, că l-aș fi luat de urechi. Omule bun, la ce te-a chemat Dumnezeu? Nu te-a chemat Dumnezeu să vorbești din Biblie și să predici Evanghelia, să spui oamenilor ce zice Dumnezeu că știrile e altă treabă, politica e altă treabă. Oamenii trebuie să știe ce vorbește Dumnezeu. Oamenii trebuie să știe opinia lui Dumnezeu. Și categorică și asta s-a potrivit cu alte gânduri care mă frământau în ultima vreme. Și aș dori să scot în evidență două, trei jaloane care indică direcția în care a luat-o lumea, de ce și să vedem ce spune Scriptura și să fim noi atenționați și să ne rugăm mai mult, să ne păzim mai mult, să ne sfătuim mai mult, să ne învățăm și să studiem și să ne apropiem de Dumnezeu mai mult ca oricând. Primul jalon pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, l-am numit absolutizarea plăcerilor care are loc în zilele noastre. O absolutizare a plăcerilor. Adică plăcerea, sentimentul, dorința omului sunt duse la apogeu și oamenii se închină. La această dorință, la această poftă, la această plăcere, în zilele noastre nu mai sunt combătute și atacate plăcerile, ci încurajate. Iată ce spune Scriptura 2 Timotei 3 cu 4, vă rog să proiectați, 2 Timotei 3 4, dacă se poate. E doar un singur verset ales dintre mai multe versete care se ocupă de starea în care se găsește lumea acum. Esența este în a doua parte a versetului. Oamenii vor fi vânzători obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de iubitori de Dumnezeu. Adică plăcerile, dorințele, poftele devin Dumnezeu. Sunt mai importante decât Dumnezeu. E mai important ce simt eu decât ce spune Dumnezeu. Asta înseamnă. Vă rog să priviți cu atenție la acest cuvânt. Și asta face lumea acum. E mai important ce simt eu decât ce zice Dumnezeu. Oameni iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Nu ne ajustăm dorințele și poftele și simțurile și sentimentele după voia lui Dumnezeu, ci căutăm să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să-l stricăm pentru ca să se potrivească cu poftele. Asta face lumea, să nu facem noi lucrul acesta. Judecător 21 cu 25. Judecător 21 cu 25. Pe vremea aceea era o vreme. Nu întotdeauna a fost așa. Dar a venit o vreme în care nu era împărat în Israel. Nu era judecător în Israel. Și fiecare făcea ce îi plăcea. Plăcerea lui, dorința lui, pofta lui, simțământul lui, sentimentul lui, Asta era mai important, pentru că nu era lege, nu era raportare la lege, nu era respect față de autoritate. Când regulile de bun simț sunt eliminate, ni se arată că plăcerile sunt absolutizate. Poate că unii ați urmărit câteva zile în urmă marele eveniment al oamenilor căzuți din Toronto, Toronto Pride, o paradă, pentru că luna trecută a fost sărbătoare peste tot, o paradă al LGBTQ în care în frunte erau oameni bărbați și nu copii, nu tineri, oameni în vârstă, dezbrăcați complet. Mai aveau pălărie ca să nu-i ardă soarele și papuci în picioare ca să nu-i ardă asfaltul. Și atât. În New York, ceva asemănător, dar cu haine, ca aici în America, încă nu-i voie. Fără haine, te arestează. În Toronto, se pare că nu-i legea asta. Și știți care a fost lozinca esențială pe care o scantau? Venim după copiii voștri. Venim după copiii voștri. Ăsta e mesajul. Venim după copiii voștri. Și vreau să vă spun în seara asta că vin după copiii noștri, nu după copiii altora. Ei vin după copiii noștri. Și noi suntem aici în seara aceasta și predicăm ca să știm de planul celui rău. Și să căutăm să facem mai mult, să ne rugăm mai mult, să învățăm mai mult. Tot ce depinde de noi să facem, pentru că vin după copiii noștri. În Deutronom 32 cu 28 spune așa: Ei sunt un iam care și-au pierdut bunul simț și nu-i pricepere în ei când oamenii umblă așa. E clar că și-au pierdut bunul simț. Fără lege, fără frică, fără rușine. Noi celebrăm libertatea. Așa de frumos a predicat dimineață, fratele Ștefan despre libertate. Celebrăm libertatea. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru libertate. Dar această libertate este practicată și exersată între parametrii așezați de Dumnezeu. Imaginați-vă un pătrat, o cameră uriașă în care Dumnezeu spune, aici ești liber câtă vreme ești liber aici, între parametrii aceștia, stabiliți de Dumnezeu, ești fericit, ești împlinit, e bine de tine. Există parametrii în care libertatea, slobozenia noastră se practică, este exersată. Slobozenia are limite. Vedeți, eu am avut textele astea înainte ca să predice fratele Ștefan dimineață. Dar le repet, pentru că sunt necesare, a fost de la Dumnezeu. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. O, sunt liber, pot să fac ce vreau. Nu, nu se poate. Nu putem să facem ce ne îndeamnă firea pământească. Nu, 1 Corinteni 8 cu 9, luați seama însă ca nu cumva această slobozenia voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Libertatea pe care unii consideră că au ca să, schibe, să își schimbe identitatea pentru ca să trăiască niște păcate pe care Biblia le numește scârboase. Și asta sună foarte urât. Așa le numește Biblia. Libertatea ca omul să schimbe identitatea. O astfel de libertate nu-i declarată nici în Scriptură, nici în altă parte. Ca omul să schimbe ceea ce este. S-ar putea când Am fost copil, vreau să vă spun, nu știu dacă unii ați pățit. Când, ați fost co Când am fost copil, nu știu ce vârstă am avut. Dar mă uitam la păsări. Mă uitam la păsări și ziceam, mă, ce fain de păsări. Pot să zboare. Eu sunt așa de legat de pământ. Fie, mă dacă aș fi pasăre. Oare ce aș face dacă aș fi pasăre? M-ar fi fain dacă aș fi pasăre. Parcă aș vrea să fiu pasăre. Să văd cum e să zbori. N-ai treabă, nu te leagă nimeni, nu-ți poruncește nimeni. Mă, ce libertate are pasărea. Păi mie îmi spune mama și tata, du-te, vino, adu, fă cu tare lucru, cară și așa mai departe. O pasăre n-are treabă cu nimeni și cu nimic. Bă, ce fain e să fii pasăre. Mă, eu aș vrea să fiu pasăre. Și mintea îmi spunea după aceea, și minte de copil. Mă, dar nu poți, na, ar fi fain, dar nu, nu poți, că tu ești om te născut om. Na, imaginați-vă un astfel de copil în lumea în care noi trăim acum, dacă merge și îi spune la mama, mama e stare să-l încurajeze, să-l ducă la doctor și doctorul îi spune, e foarte bine, e foarte sănătos. Ce fel de pasăre vrei să fii? Și să-și aleagă pasărea care vrea să fie el, ca copilul să se simtă împlinit, că copilul are dreptul să-și aleagă identitatea lui. Și la fel cu băieți, să fie fete, fete, să fie băieți. Asta o numim noi libertate, asta e libertate, asta e nebunie, asta e o, o renunțare la adevăr. Pentru că oricât ai vrea să fii altceva, nu ești decât ceea ce te-a creat Dumnezeu ca să fii. Și dacă ești bărbat, ești bărbat, dacă ești femeie, ești femeie. Și fiecare celulă, săptămânile trecute, m-a avut o discuție cu cineva. Fiecare celulă din trupul tău, dacă ești bărbat, fiecare celulă e celulă de bărbat. Și dacă ești femeie, fiecare celulă din tine e celulă de femeie. Nu-ți doar un lucru sau două sau trei sau cinci care te fac deosebit. Diferență între bărbat și femei. Da, sunt anumite aspecte care sunt vizibile, care sunt clare, care sunt simple, dar mult mai mult decât atât. Miliardele de celule, tot ce e noi, ne identifică ceea ce suntem și nu se poate să fim altceva. Cineva și-ar pune întrebarea, dar cum e posibil că se câștigă așa de mult teren în partea cealaltă? Așa de mult teren în fiecare an se înmulțesc tot mai multe femei, tot mai mulți bărbați care merg invers. De ce? Și normal că dispar din biserici, se izolează sau caută biserici care cheamă. E foarte simplu. Într-o zi s-au născut simțurile. Într-o zi s-au născut niște simțuri în ei. Și trebuie să recunosc, și trebuie să recunoaștem că pentru ei simțurile acelea sunt reale. Domnule, are simțuri pentru o persoană ca și ea. Simțurile acelea sunt reale. Vin la biserică, ei se simt respinși. Se simt respinși. Respinși de biserică, respinși de familie. Dar ei în ei însuși știu că simțurile zreale. reale. Și noi le putem spune, da, simțurile zreale, reale. Respingerea nu ia persoane. Eu n-aș vrea să respingem pe nimeni, nicio persoană să nu fie respinsă. Dar simțurile sunt rele, alia trebuie respinse. Și nu trebuie eu să resping Simțul rău al cuiva, el trebuie să-l respingă. Și există un argument foarte simplu. Oricare dintre dumneavoastră vă puteți trezi într-o zi cu un simț rău, cu un simț bolnav, cu un simț care merge într-o direcție greșită. Poți să, să fii bărbat căsătorit și într-o zi să te trezești că ai simțuri pentru o altă femeie. Și simțul ăla e real. Și trebuie să te lupți cu tine însuți. Și ca și slujitorii ai lui Dumnezeu, când sunt cazuri, chiar dacă sunt rare cazurile acestea, dar sunt, oferim consiliere și sfat și rugăciune. Pentru că omul e sincer și întreabă, eu sunt căsătorit, sunt fericit, sunt împlinit, dar s-au născut simțuri pentru alte femei. Ce să fac? Frate, ce să faci? Te lupți! Te lupți! Spui nu la simțul respectiv. Te pui pe genunchi și zici, Doamne, nu sunt de acord cu simțul acesta. N-are importanță cât de real e simțul că Omul zice, dar simțul e real. Păi sigur că îl real, că îl trăiești. Dar nu e un simț bun, e un simț care trebuie acuzat, trebuie condamnat, trebuie tăiat. Nu e bun. Un astfel de simț. Poți să fii femeie. Femeie căsătorită, fericită, împlinită. Și într-o zi să te trezești că ai simțuri. Atracție pentru un alt bărbat. Și să te lupți cu simțurile acelea și nu le împărtășești cu nimeni. Poate că este unul în 200 care are curajul să vorbească cu un slujitor al lui Dumnezeu, să se desteinuiască, să spună, uite, asta e lupta mea la untrică, ce să fac? Dar cei mai mulți n-au curajul să se desteinuiască. Lupta e în inimă, e în suflet. Și te lupți cu tine însuți. Și uneori persoanele astea își pun întrebarea, mă dar de ce simțurile astea? Noi nu avem control asupra simțurilor. Suntem vulnerabili la capitolul simțuri. Uite că unii simt că trebuie să bea. Și noi ce zicem? Nu te atinge. Alții simt că trebuie să fumeze. Și ce zicem? Nu te atinge. Un bărbat care e mai aspru, simte că trebuie să-și lovească nevasta pentru că l-a jignit, l-a supărat, l-a insultat. Și a zis, mă, nu se rezolvă problema asta. Și simte că trebuie să o lovească. Ce spune? Ce spui? Oprește-te. Nu-i bun simțul ăsta. Deci observați, orice om pe fața pământului și oamenii născuți din nou și oamenii pocăiți se pot trezi într-o bună zi sau într-un anumit moment ca un simț care nu-i de la Dumnezeu, care nu-i bun, o poftă, o dorință care e din partea celui rău, care nu-i după Scriptură. Ce facem când vine un astfel de simț? Ce facem? Îl oprim. Mai citim un verset, două din Scriptură, ne punem pe genunchi, ne rugăm, cerem de la Dumnezeu putere, recunoaștem, identificăm simțul respectiv și spunem, înapoi a mea, Satan, simțul ăsta nu-i de la Dumnezeu, trebuie să-l opresc. Nu lasă-și câștige teren în viața mea. De ce, ave, de ce sunt drogați în lume? De ce sunt prostituați în lume? De ce sunt stricați în lume? Pentru că sunt stăpâniți de simțul lor. Noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, am dat ființa noastră în controlul Duhului Sfânt și al lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu are autoritatea asupra noastră. Și dacă simți altceva. Simțul acela îl oprești. Nu-i Dumnezeu că tu simți ceva păcătos sau ceva rău. De ce păcătuiesc cu oamenii? Pentru că simt de momentul respectiv că lucrul ăla e mai bun. De ce minte un copil? Simte că așa e cel mai bine, așa iese din încurcătură. De ce folosesc acest argument? Pentru că așa este și la oamenii care sunt pe invers. E vorba de inversiune sexuală. Dacă este o tânără la care îi place sau are afecțiune față de o altă tânără, ce trebuie să facă cu simțul respectiv? Că simțul e real pentru ea? Trebuie să respingă. Că mintea, noi nu suntem animale. Noi nu suntem animale. Noi suntem ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. La om, simțurile sunt pe locul 2, 3, 4 și 5. Pe locul întâi e Duhul minții, rațiunea, luminată de Duhul lui Dumnezeu. Noi avem puterea de la Dumnezeu ca să oprim ceea ce este rău, chiar dacă simțim lucrul respectiv. Și Dumnezeu să ne ajute. Dacă un băiat are simțuri, atracție față de un alt băiat, ce trebuie să facă? Să recunoască. Să recunoască înaintea lui Dumnezeu, să spună, Doamne, simțul ăsta nu-i bun. Nu-i bun, Doamne, ăsta nu-i de la tine, scapă-mă, Doamne. Știu că încalc Scriptura. De ce un astfel de simț ar fi bun, fete pentru fete și băieți pentru băieți, nu-i nicio problemă, pentru lumea din afară, dar simțul unui bărbat căsătorit pentru o altă femeie aia la noi bun. Sau unei femei căsătorite pentru un alt bărbat ăla nu noi bun. Vedeți că e, stand, e dublu standard. Orice simț care vine în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu trebuie condamnat. Și primul care condamnă simțul respectiv e persoana care îl simte, că cel de lângă el habar n-are cu ce se confruntă el. Și asta începe de la lucrurile astea mari și grave, și trebuie să continue până la cele mici. Și atunci, ce se întâmplă? De ce se câștigă teren? Oamenii aceștia au simțuri. Simțurile sunt reale. Noi îi respingem, dar noi nu îi respingem pe ei. Și sunt aici ca să mă audă și ei dacă sunt pe undeva. Mă îndoiesc că sunt mulți în biserică, dar poate că sunt pe internet. Sau pe credo care ne urmăresc. Noi nu-i respingem pe ei. Noi nu respingem pe un om, nici Dumnezeu nu respinge pe un om, pentru că omul are simțuri păcătoase. Că simțul în sine încă nu-i păcat. Când vine simțul, când vine gândul omului, Dumnezeu trebuie să se împotrivească și să spună stop până aici. Și nu te vei face vinovat înaintea lui Dumnezeu. Deci, noi nu respingem persoana. Persoana care se confruntă cu astfel de simțuri poate să fie salvată, poate să fie mântuită. E nevoie ca să se întoarcă la Dumnezeu, să revizuiască Cuvântul și Scriptura și să oprească pofta, dorința, pasiunea, interesul și să-l canalizeze într-o direcție care e în acord cu voia lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că oricât de greu e subiectul ăsta, subiectul ăsta e foarte important pentru o persoană, două sau cinci, e diferență între viață și moarte. De aceea e bine să audă toți. Nu respingem persoanele, respingem păcatul și respingem dorința și poftele, astea trebuie respinse. Tot ce nu este în acord cu Dumnezeu și cu voia Lui, trebuie respins. Altfel, oamenii au iau razna, societatea a luat o razna și bisericile rând pe rând o iau după ei. Pentru că zic, dacă așa e toată lumea, așa mergem și noi. Frați și surori, a fost o zi în care Dumnezeu ne-a mântuit și în ziua aceea noi am jurat credință Domnului. Și am zis, Domnului, Doamne, pentru că m-ai mântuit, pentru că m-ai spălat, pentru că te-ai îndurat de mine, pentru că m-ai scos din morcirlă, pentru că sunt copilul tău, de azi înainte doresc să trăiesc pentru tine. Și din ziua aceea am luat în serios Biblia, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu au multe lucruri în comun cu Biblia, pentru ei Biblia e o carte veche, e o carte demodată, o carte pe care o citesc numai preoții, păstorii, predicatorii și anumiți creștini mai îndoctrinați așa. Nu sunt familiarizați cu Scriptura, dar oameni buni, frați și surori și prieteni, în Scriptură e secretul vieții veșnice, în Scriptură e secretul mântuirii, secretul iertării, în Scriptură, prin Scriptură ni se luminează mintea și viața ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem planul lui Dumnezeu. De aceea Scriptura are autoritatea asupra vieții noastre. Au mai fost vremuri în istorie în care, în care lumea a luat-o razna, dar a fost o întorsătură printr-un război, printr-un cataclism, printr-o nenorocire. De-a lungul istoriei, oamenii au luat-o razna și uneori a ținut, 20 de ani, 200 de ani sau sute de ani. Dar mai devreme sau mai târziu a venit câte un val de trezire în care oamenii au fost aduși din nou la Evanghelie. La începutul secolului trecut a trimis Dumnezeu o ploaie binecuvântată a Duhului Sfânt ca să trezească America și lumea. Și de atunci încoace sunt sute de milioane de creștini care au trăit nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt. Noi ne bucurăm că îl cunoaștem pe Dumnezeu și ne simțim obligați față de El ca să predicăm Evanghelia și să trăim după ce spune Dumnezeu. Indiferent de ce va spune lumea asta. Lumea nu are dreptate. Dacă lumea îl contrazice pe Dumnezeu și contrazice Scriptura, mai ales la lucrurile clare, se vorbea dimineață și mi-a plăcut fratele Ștefan arăta că sunt anumite lucruri care nu sunt așa de clare, nu sunt așa de importante, au o latura preferinței, mie îmi place așa, mie îmi place mai închis la culoare, ție îți place mai deschis la culoare, mie îmi place uh, mâncare mai consistentă, la altul îi place mâncare mai ușoară, unul mai mult pentru halidei și sărbători, unul nu prea ai pentru sărbători. Aici ai loc de negociere și de după dorința fiecăruia, ai o libertate pe care o avem, să nu te mustre conștiința, să nu fii pricină de potignire pentru nimeni, să nu te condam singur în ceea ce faci, ne-o da Dumnezeu oarecare libertate, dar în ceea ce este clar, în ceea ce Biblia vorbește de nenumărate ori și arată despre un lucru că e rău, e păcat, e stricat, e scârbos, e păcătos, e ticălos, când Biblia vorbește clar, nu are, n -are rost să negociem, nu are rost să ne punem la masă cu diavolul și să negociem cu el ce facem, ce nu facem. Acolo trebuie tăiat de la început, să tai orice fir și orice legătură. Dumnezeu are dreptate, Biblia are dreptate, istoria la urma urmei are dreptate, viața în sine, civilizațiile de-a lungul anilor și a istoriei au dovedit. Care dreptate? Și e așa de frumos ca să fie cum e normal. E așa de frumos să fie mamă și tată și copii. De ce câștigă? Revenim din nou. De ce câștigă teren? Pentru că oamenii aceștia se simt ei respinși, ei respinși de biserică, de familie, de Evanghelie. Și în partea cealaltă sunt îmbrățișați și celebrați. Am observat această mișcare. Deci imaginați-vă o persoană care are astfel de simțuri, simțuri păcătoase. În biserică respins. Noi nici nu discutăm, nu negociem treaba asta. Deși că repet, nu respingem persoana, ci simțul și păcatul. Persoana respectivă se duce în, în tabăra cealaltă, se duce în partea cealaltă. În partea cealaltă, știți ce îi se spune. O, noi te înțelegem. Familia te respinge, biserica te respinge, pentru că ei nu te înțeleg. Ei nu te înțeleg. Lor nu le pasă de tine și de simțurile tale, dar noi te înțelegem. Noi te înțelegem. Noi te primim. Noi te iubim. Și nu numai atât. Noi te celebrăm. Noi te sărbătorim. Și acum, gândiți-vă. Persoana merge la biserică, merge în familie, în biserică și în familie e respinsă. Și se duce dincolo, în tabăra cealaltă, în tabăra cealaltă, vino. Noi te iubim, te prețuim și te sărbătorim. Te celebrăm. Cine va câștiga? În această luptă, dacă omul, persoana în sine, nu se trezește ca să-i vorbească Dumnezeu și să spună nu, va câștiga partea cealaltă. Și de aceea în fiecare an câștigă tot mai mult teren și tot mai mulți candidați. Noi trebuie să ne rugăm pentru biserică, trebuie să ne rugăm pentru familiile noastre, trebuie să ne rugăm pentru America și pentru lumea întreagă. Dumnezeu să păstreze credința și adevărul să triumfe și Scriptura să triumfe. Nu ați observat și n-ați văzut în ultimii ani din 2015, deși că lupta a început mai de mult, dar din 2015 s-a accentuat lucrul acesta de când a fost acceptată la Curtea Supremă, n-ați observat traseul, vreau să le număr, ascultați-mă. Prima dată, au venit și au spus așa, recunoaște ne că existăm. Ăsta a fost primul pas. Oameni buni, spun ei, partea cealaltă, recunoaște ne că existăm și noi pe pământul ăsta. Ăsta a fost primul pas. Și lumea a zis, da, vă recunoaștem. Bun, următorul pas. Dacă recunoașteți că existăm, acceptați-ne. Și lumea a zis, vă acceptăm. Următorul pas a fost, dacă existăm și dacă ne-ați acceptat, de ce nu ne aprobați? Legalizați existența și dreptul la manifestare al nostru. Și lumea a zis, da, vă legalizăm, vă aprobăm, aveți drept de manifestare. Bun. Acum, dacă ați căzut de acord, dacă ne-ați acceptat, dacă ne-ați recunoscut, dacă ne-ați legalizat. Majoritatea trebuie să se conforme nouă. Majoritatea trebuie să fie convinsă că noi avem dreptate și că ei sunt greșiți. Asta e lupta acum. Asta e obligația. Acum e obligația noastră. Noi suntem obligați să cădem de acord. După asta și unii deja au căzut. Au mers următorul pas. Acum celebrați-ne. Acum sărbătoriți ne. Dacă ați recunoscut existența noastră, dacă ne ați acceptat, dacă ne ați legalizat, ne ați dat dreptul la manifestare. Dacă vă conformați nouă, celebrați-ne. Sărbătoriți-ne. Și ce a spus lumea? O lună pe an vă sărbătorim. Vă celebrăm. Ne bucurăm de voi, vă ridicăm în slăb, sunteți eroi națiunii, sunteți roi, țării, vă celebrăm. Și știți care e următorul și la care se lucră acum, că deja la celebrare suntem. Impunerea punctului lor de vedere asupra noastră. Aici nu numai un singur pas. Aici au pierdut deocamdată. Încă n-au reușit să impună și nu vor reuși. Cu riscul, cum se vorbea dimineață, că ajungem în închisoare. That's okay. Cu orice risc, cu riscul vieții. Nu poți, ca și copila lui Dumnezeu, să cați de acord cu lucruri pe care Dumnezeu îl condamnă. Nu poți, nu te lasă conștiința, nu te lasă Biblia, nu poți. Și dacă ai vrea, mă aș vrea, poate zice e copilul meu, aș vrea că e copilul meu și mi drag. Nu poți! Nu poți, că mai presus de orice e Dumnezeu. Viața e de la Dumnezeu. Puterea e de la Dumnezeu. Zilele sunt de la Dumnezeu. El e stăpân. În fața lui dăm socoteală pentru tot ce facem aici pe pământ. Și într-o zi vom sta înaintea lui. Și va fi vai de lume, ca și de Sodoma și Gomora. Numai acolo ar trebui să, să meargă oamenii, dar o să scoată pasajul ăsta din Biblie, o să se scoată, o să iasă. Dacă nu a ieșit deja, va ieși o Biblie nouă, cu toate pasajele astea scoase afară din Scriptură. Că doar citești Scriptura și te duci la Sodoma și Gomora și dacă cineva mă întreabă care e opinia lui Dumnezeu despre păcatul ăsta, păi hai să citim Sodoma și Gomora și să vedem. Asta e opinia lui Dumnezeu. O, oh, păi, aspro atunci. Iaspru, da. Că Dumnezeu e aspru față de orice păcat. Nu numai față de ăsta. Că orice păcat e pedepsit de Dumnezeu. Și Hristos Domnul și-a dat viața pentru orice păcat. Acum, în încheiere, am rămas numai la primul punct și e ok. Dar în încheierea acestui punct, ascultați-mă cu atenție. Dacă sunt unii care se confruntă cu astfel de simțuri. Poate că sunt chiar duse la extremă, dar poate că sunt altele mai, mai, mărunte, mai tolerabile oarecum. Indiferent de cum ar fi ele dacă nu sunt în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Haideți să, să, ne oprim. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva pasaje biblice. Le citesc, prin astea vă va vorbi Dumnezeu. Ieremia 17,9 spune așa, Inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjdui de rea. Știți la ce se referă? Tocmai la simțuri, la pofte, la dorințele omului. Când vorbește aici. Îți rele. Și ale mele sunt. Și ale tale sunt. Dacă ai simțuri care nu-s după voia lui Dumnezeu, să nu crezi că-s bune, pentru că le ai, e bune, inima E rea. E nespus de înșelătoare. Proverbe 28 cu 26. Cine se încrede în inima lui este un nebun. Dar cine umblă în înțelepciune, nu umblă după inimă, după simțuri, după pofte, ci umblă după, umblă după mintea care a fost luminată de Duhul lui Dumnezeu. Auziți? Cine se încrede în inima lui, e un nebun, dar cine umblă în înțelepciune, va fi mântuit. Proverbe 6 cu 25 Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de plioapele ei, bărbatul e însurat, căsătorit. Nu te lăsa ademenit și păcălit. Garantat că o să vezi undeva o femeie care e mai frumoasă decât nevasta ta. O să o vezi cândva undeva, că doar o sunt. Chiar dacă nevastele nu vor să audă lucrul ăsta, nevasta mea trebuie să știe, soția mea, scumpa mea, Dana, trebuie să știe că e cea mai frumoasă ființă de pe pământ ăsta, pentru mine. Dar nu e absolutul frumuseții. Mă gândesc că pe undeva sunt femei mai frumoase, dar nu pentru mine. Dar sunt. Și ce spune Biblia? Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa demenit de pliopele ei. Proverbe 4 cu 23: Păzește-ți inima mai mult decât orice căci din ea ies izvoarele vieții. care e concluzia, iubiți tineri, frați și surori? Păzește-ți inima, păzește simțurile, sentimentele, dorințele, poftele. păzește mai mult ca orice, că astea te pot duce la groapă. Astea te pot condamna la iad, la nenorocire, la pedeapsă. Păzește-ți inima, prote fă un gard în jurul inimii, un gard înalt și spune-i Domnului: Doamne, numai tu ai acces aici. Dă voie Duhului Sfânt să ia control asupra inimii tale. Dă voie lui Dumnezeu să aibă acces și nu lăsa nimic din afară. Pentru că inima e rea, inima e păcătoasă, inima e stricată, simțurile. Și poftele și dorințele te pot duce în prăpastie. Dumnezeu să binecuvinteze poporul lui cu Duhul Sfânt și cu înțelepciune. Și haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Haideți să ne rugăm, fraților. Ne rugăm pentru noi. Ne rugăm pentru noi. Fiecare pentru noi. Niciunul de aici nu e absolvit. Niciunul de aici nu e super spiritual și el niciodată nu poate să fie atins. Fraților, toți suntem vulnerabili, pentru că suntem în carne și oase. Toți suntem slabi. Tăria numai e când o dă Dumnezeu. Fără de Dumnezeu, fără de Duhul Sfânt, fără noirea minții, fără puterea Evangheliei, vai de noi, toți cădem și ne pierdem. De aceea ne rugăm pentru noi, pentru starea noastră. Ne rugăm pentru bărbați, rugați-vă, ne rugăm pentru soțiile noastre. Soții, rugați-vă pentru bărbați. Familii, ne rugăm pentru copii, ne rugăm pentru nepoți. Ne rugăm pentru țară. Ne rugăm pentru Curtea Supremă. Să mai păstrează acolo în viață oameni cu minte, oameni temători de Dumnezeu. Să mai țină în viață și să mai ia hotărâri bune ne rugăm pentru conducerea țării. Dumnezeu să binecuvinteze, să aibă milă de America, să nu o pedepsească chiar acum, să ne mai lase un pic. Doamne, ai milă și lucrează. Ne rugăm pentru mântuirea celor ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu să mântuiască, Dumnezeu să noiască, Dumnezeu să transforme. Cuvântul are putere, așa cum stăm, ne rugăm cu toată adunarea.